Câinii ne ajută, facem gură, fișnim pe dimineață, nu ne odinim. Înțeleg că ele ajutor de nădejde. Da, până dacă n-am avea pe ei, am fi morți fără câini. Fără câini. Care e viața unei ciobăniță? Ce să vă spun, e grea. E viața a doua pușcărie. A doua pușcărie e viața nici. Păi e foarte greu. Ciobănia e frumoasă să o privești. Să știi și dumneavoastră, dar nu să muncești. Crescătorii de animale din Mehedinți spun că munca la stână e grea, iar problemele cu care se confruntă sunt tot mai multe. După seceta din vară, când nutrețurile și porumbul nu s-au prea făcut, fermierii cred că dacă decizia privind interzicerea pășunatului iarna nu ar fi fost amânată, ar fi avut probleme mari. Când nu e zăpadă, noi trebuie să le dăm drumul. Cu ce să le... subvenția care ne ajută ei, 4 milioane, păi vaca mănâncă 4 milioane, sau capra 200 de mii. Ai ceva... nu e bine. Cum să le ținem închise? Pe de altă parte, în Mehedinți, vânzarea brânzei sau a laptelui în piețe nu merge prea bine, iar fabricile de procesare lipsesc cu desăvârșire. Nu merge brânza. Nu merge vânzarea. Nu merge vânzarea, prețurile dau tot înapoi. Și e așa, nu. Nu dăm înainte, dăm înapoi noi acum. E din ce în ce mai greu să da, anul ăsta foarte greu la oi, că la oi nu ai zi libere. Dacă vorbim de județul Mehedinți, nu e nici măcar puncte de colectare a laptelui. Sunt obligați să arunce. Ei nu au alt venit decât poate va fi acei mii care de Paște vor încasa și ei ceva. Dacă deciziile luate în urmă cu câteva zile nu vor rămâne în vigoare, ciobanii sunt hotărâți să iasă din nou în stradă.